Țin minte că în urmă cu 2 săptămâni la această oră stăteam așa, ne uitam la numărarea voturilor, tu erai la Chișinău și urmăreai... Și era multă tensiune. Era acolo. Multă tensiune. Acum lucrurile sunt destul de clare, aproape 99% din voturi numărate, Maia Sandu câștigă un al doilea mandat de președinte a Republicii Moldova. Dacă ne poți nominaliza momentele clare care au dus la această victorie, pentru că țin minte că pro-europenii erau mai mulți cei care își doreau aderarea la Uniunea Europeană decât cei care o susțineau pe Maia Sandu, dacă fac o paralelă cu ce se întâmpla acum 2 săptămâni. Ce a dus la această victorie foarte clară? Mai întâi vreau să spun despre tensiune. A fost și al doilea tur de scrutin destul de tensionat, chiar mai tensionat. Situația din Republica Moldova a fost destul de incertă, alerte cu bombe, atacuri, dar am văzut că moldovenii s-au mobilizat foarte mult, în special Chișinăul, capitala, unde este cel mai mare oraș cu peste 600 de locuitori și care în mare parte sunt susținători ai parcursului pro-european, dar și diaspora. În diaspora iarăși a fost record de oameni care au ieșit la vot din istoria recentă a Republicii Moldova, peste 300.000 de oameni, ceea ce de fapt a și pus punctul final, să zic așa, pe alegerile din Republica Moldova. Totuși, Maia Sandu ar trebui să țină cont și să se gândească foarte mult, fiindcă la votul din țară Maia Sandu a pierdut. Dacă nu era mobilizarea de peste hotare, rezultatele ar putea fi fost altele și am văzut când s-a început numărătoarea diferența între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, candidatul Partidului Pro-Rus. De ce Maia Sandu și staful ei electoral acum are foarte mult de lucru, fiindcă mai vine un exercițiu electoral destul de important. Este vorba de alegerile parlamentare care urmează să aibă loc la anul viitor și atunci dacă Maia Sandu nu va ține cont și de votul de protest dat de moldoveni, fiindcă nu toți moldovenii sunt pro-ruși sau anti-Uniunea Europeană. Dacă ne uităm puțin în istorie, am vedea că acum 4 ani de zile, de exemplu, peste 60% dintre moldoveni au susținut partidele pro-europene. Deci este un nucleu destul de puternic de cetățeni care susțin integrarea europeană. Dar acum a fost un vot de protest, fiindcă unele lucruri nu merg bine în Republica Moldova. Oamenii s-au așteptat mult mai mult în ceea ce privește reforma justiției, care, din păcate, frânează. Oamenii s-au așteptat un avans mult mai important în ceea ce privește marele dosare de corupție și furtul miliardului din sistemul bancar și oligarhii care au furat din economie, iarăși nu s-au întâmplat. Și cel mai mult i-a nemulțumit pe oameni. Maia Sandu a venit și partidul care o susține pe Maia Sandu și fondat de Maia Sandu, Partidul Acțiunii și Solidaritate, a avut un mesaj foarte puternic în ceea ce privește contracararea corupției. Dar guvernul Maia Sandu sau al partidului Maia Sandu, din păcate, este implicat și el în acte și scandaluri de corupție, ceea ce a nemulțumit foarte mult oamenii. Pe lângă prețurile care au crescut enorm în Republica Moldova, comparativ cu salariile, unele prețuri din Chișinău pot fi ușor comparate cu cele de la București, în timp ce salariul este mult, mult mai mic. Iar guvernul a făcut, cred eu, o greșeală de imagine foarte, foarte mare atunci când au majorat unele salariile în economie, dar foarte mic, iar salariile miniștrilor și administrației centrale a crescut foarte mult. Și atunci când un ministru primește 100 și ceva de mii de lei, iar un cetățean de rând are câteva mii de lei, normal că protestul este foarte, foarte mare. Dar tocmai în privința și în perspectiva, de fapt, a acestor alegeri parlamentare, care sunt foarte importante, știm și de la noi că nu poți să fii un președinte care chiar să acționeze într-o direcție dacă nu ai și parlamentul, practic legislativul. Ce trebuie să facă și care crezi că va fi primul lucru, poate primele lucruri pe care le va face Maia Sandu, tocmai pentru a pregăti și următoarea luptă? Da, conform legislației, conform Constituției Republicii Moldova, este un stat parlamentar, funcția președintelui este în mare parte una decorativă, dar atunci când ai un partid puternic în spate, președintele poate decide foarte multe. De aceea, Maia Sandu și-a dat deja primele mesaje în campania pentru pregătirea pentru a doilea tur. Este
esențial să înceapă să discute cu partidele pro-europene care sunt în afara puterii, fiindcă am văzut că Maia Sandu, din păcate, nu a avut un mesaj puternic de susținere a altor partide, fiindcă aceste partide și liderii acestor partide s-au simțit, din păcate, marginalizați de Partidul Acțiune și Solidaritate și al Maia Sandu, a fost practic excluși din jocurile sau din discuțiile privind partajarea puterii și atunci n-au vrut să o susțină pe Maia Sandu. Acum Maia Sandu se pare că a înțeles mesajul acestor lideri și încearcă să discute. Este important ca în jurul liderului Maia Sandu să fie creat un pol foarte puternic pro-european și aceasta este misiunea Maia Sandu. Mai ales că am văzut în ultima zi de campanie, Maia Sandu s-a întâlnit și cu primarul capitalei Ion Ceban, care se bucură de o susținere foarte puternică în capitală și care ar putea să devină un jucător foarte important în următorii ani, chiar să acceadă în Parlament și ar putea să fie unul dintre singurii parteneri de coaliție pentru partidul PAS, care nu va mai deține majoritatea, cel puțin așa. Aș vrea să vorbim puțin, Anatol, și despre influența Rusiei, pentru că s-a tot discutat despre acest lucru în ultimele săptămâni și acum am putea să credem, naivi fiind, că sentimentul e că s-a terminat. Rusia a fost învinsă. Însă cum va arăta în continuare cum vor arăta aceste implicări ale Rusiei în tot ceea ce se întâmplă în Moldova? Rusia nu a fost învinsă și trebuie să înțelegem că ceea ce a făcut la Chișinău, mecanismele și toată tactica care a folosit-o este doar și-a cizelat unele scheme care vor fi îmbunătățite și folosite cu mai mare putere, cred că, în campania pentru parlamentare. Rusia a transmis un mesaj clar. Nu vrea să renunțe la Republica Moldova, nu vrea să renunțe la spațiul ei de influență. Toate, cu excepția țărilor baltice, care deja sunt în Uniunea Europeană, Rusia are practic toate fostele state ex-sovietice în buzunarul ei, să zicem așa, le lipsește doar Republica Moldova și Ucraina. Cu Ucraina nu este clar cum se va încheia tot războiul și tot acest conflict. Republica Moldova este statul rebel care vrea să se rupă de Rusia. Vedem parcursul european, începutul negocierilor și atunci Moscova va depune tot efortul pentru a nu permite acest. Apropo de acest parcurs european, 2030 a fost anunțat ca fiind anul în care Republica Moldova își dorește să intre în Uniunea Europeană, totuși știm că are o mare problemă. Se numește Transnistria și până când nu va fi rezolvată sau tranșată clar această problemă, nici nu putem să vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană, de fapt, deși negocierile au început. Spune-ne, Anatol, cum s-ar putea rezolva această problemă și dacă ți se pare realizabil 2030 e în curând, adică nu mai sunt 6 ani pentru niște negocieri de aderare, e foarte puțin timp. Din fericire pentru Chișinău există deja un precedent în Uniunea Europeană. Există cazul Cipru. Când a fost admisă în Uniunea Europeană Ciprul grecesc, iar cel separatist turcesc a rămas în afara Uniunii Europene. Deja se discută tot mai mult că modelul Cipru ar putea fi folosit și pentru Republica Moldova. Să fie două etape de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi aderă teritoriul constituțional controlat de autoritățile constituționale, iar Transnistria a lăsat o perioadă într-o zonă gri. Treptat se crede că Moldova cu ajutorul și cu investițiile Uniunii Europene se va moderniza rapid, iar unirea sau reunirea va fi una firească când cetățenii, deja se vede un flux foarte mare de locuitori din regiunea transnistreană care vin și muncesc în Republica Moldova, fiindcă odată cu începutul războiului din Ucraina, nivelul de viață din regiune a început să scadă, în Republica Moldova, teritoriul constituțional este mai bine, se trăiește deja mai bine și atunci este un flux foarte mare de oameni care vin în Republica Moldova și muncesc și atunci va fi mai degrabă un conflict al elitelor, al celor administrației de la Tiraspol, care este controlată direct de Federația Rusă, decât un conflict între populație. Populația își va dori să trăiască împreună.